Bună ziua, dragi vizitatori! Astăzi este o zi mare și anume dragobetele, care sunt în căutarea sufletelor pereche. Deci haideți să aflăm care este diferența dintre Sfântul Valentin și dragobete. Valentine's Day este o sărbătoare conturată în jurul Sfântului Valentin, un preot roman care oficia căsătorii în secret, fiind din această cauză închis de către împăratul Claudius al II-lea. Pentru că a refuzat să renunțe la creștinism, preotul a fost executat în 14 februarie 269. În anul 496 a fost sanctificat și considerat de atunci protectorul iubirii și al îndrăgostiților. Despre dragobete, se spune că a fost fiul babei Dochea, un tânăr extrem de chipeș și pasional, fiind considerat cel care oficia în cer nunta tuturor animalelor. Ulterior, s-a considerat că el era și cel care lega relațiile între oameni. De aceea, dragobetele este în tradiția populară ocrotitorul iubirii și cel care aduce noroc îndrăgostiților. De asemenea, vă aduc cu drag și o poezie romantică scrisă de Ion Creangă, Se sperie să suferi mult. Știi, speranța e pedeapsă, una care tot se ține de iubire și de viață și de mine și de tine. Poate vrei ca să-ți dau pace și să ai o libertate, dar eu vreau să fiu legat de figura ta pe viață. Sunt supus din piept să știi, să te vreau, să te iubesc, să te simt, să văd că vii, să fiu mândru că trăiesc. Neîncetat mă cheamă vocea, vocea gândurilor tale, vocea care mă iubește, vocea care mă înfioară. Blestemată fie clipa în care tot voi pierde, dar nu vreau să treacă ani, ziua încă nu se vede. Ziua care va veni, te-a luat de lângă mine, clipa care te-a răpi, dar eu voi veni cu tine. Nu ești singură, să știi, eu îți voi urma cărarea și te voi aștepta să vii ca să mângâi lăcrimarea. Martor îmi va fi și luna și izvorul care curge, steaua care strălucește, vântul cald ce mă ajunge. Valul apei singur care se tot spate apeire, gheața care se desgheață într-un ceas a încălzirii. Mărturii vor da și cucii, per încântarea lor măreață, un gorun ce stă la strajă peste apa cu mătreață. Mii de fire de verdeață îmi vor spune ce să fac, frunzele din pom vor plânge și vor spune ca să tac. Vă mulțumim mult pentru vizionare! Sărbătoare fericită!